Salutare, dragii mei, numele este Murat și bine ați venit la nou joculeț pe acest canal. Jocul se numește GTA România Ten Universe Edition. Ok, atunci jucăm GTA România Ten Universe Edition. Că mi-a zis mâini trebuie să joc jocul ăsta, Și astăzi jucăm jocul. Ok. Mi-a zis în comentariu, mi-a zis Murate, joacă-te GTA Universe Edition, Ten Universe Edition. Mi-a zis, mă întrebă în comentariu, joacă-te în jocul ăsta, că e super tare. Am zis, de ce nu să-l jucăm și nu, să-l joc și eu. Să văd și eu cum e jocul. Ok. Mi-a zis cu multe în comentariu. Ok, bine că merge jocul. Am văzut că a băgat mașini românești. O să vă spun de ce se numește GTA România Ten Universe Edition. Ok, se spune că acum 10 ani a fost primul joc GTA România din 2010, primul joc GTA România. A fost ăla, a creat Remus. A creat el Remus, primul joc GTA România din 2010. El a creat jocul. Și s-a chinuit să-l... Și de-aia... Și s-au gândit să aniverseze jocul. Și de-aia să aniverseze. O să vă las și voi link în descriere. O să vă las și voi link în descriere dacă vreți să vă instalați și voi GTA România Universe Edition. O să vă las și voi link în descriere. O să vă las. E super tare. Grafica, modifica grafica. E super tare, hai să încercăm. Ok. Aici are arme. Oh. Bună frumoasă. Bună Chichita. Ia uite ce mașină. Chichita. A fraților. Iar e super fain. Am zis să-l joc și eu, poate. Ok, mă plimb așa prin oraș. Să ne plimbăm toate orașele, toată harta, mă gândesc. Hai să ne mă plimb prima dată aici. Spitalul ăsta, mamă. Descrie-mă. Spitalul județean de urgență. Tare. Wow. Oare pot să conduc smurdul ăsta? Wow, a băgat smurd. Ia să conduc eu smurdul ăsta, sunt curios. Mamă, super șmecher. Wolfswagen smurd. Super tare. Și eu vreau să mă duc aici. Aici, dacă țineți minte, erau într-o misiune. Oh. Mamă, dar ce se răstoarnă smurdul. E super tare. Aici scrie... Costel Vulcanizare autorizat rar. Dacă țineți minte reclama asta, Costel Vulcanizare. Român, Costel Vulcanizare. Uite și mașina de taxiu. Mamă, dar e super șmecher. Ce-au l-au modificat. Ok, dați-mă. Mamă, uite are și reclama asta, Catena. Wow. E mag. Super șmecher. Hai că a adăugat super șmecher jocul. Kiss FM. Dar vreau să mă vin cu toate mașinile. Mamă, nu se poate abăga. S-a adăugat și Samsung. Amanet, Escape, bijuterii. Wow. Super șmecher. Hai fraților că e super șmecher jocul. Asta e o taxiul ăsta. Ia uitat. Ia uite ce scrie la... La cămătaru. Ia să vedem. Scrie aici. La cămătaru. Ce nu mi-a pus restaurantul? Nu știu.
Nu, eu nu cunosc restaurantul ăsta la Cămătaru. Nu prea cunosc. Vreau să conduc mașina asta. Ce mașină e asta? Dacia Logan, mamă. Aici ce scrie? Bava Venezuela, vindecătoarea, mileniu de vindeca tot ce ai. Mamă, hai că e super. Mamă. A băgat super tare jocul. Nu mă așteptam, mai vreau să mă duc aici. Nu să mă dă pe toate orașele, că știți problema cu creșul jocului, îmi dă creș. Când mă duc pe alte orașe, îmi dă creș. Wow! Nu pot să mă duc, nu știu de ce îmi dă creș. Dacă îmi dă creș, nu mai pot să mai intru în joc. Mamă, ia uite! Șmecher! Mamă, cum am modificat clădirea asta. Oare scrie, poate să scrie ceva? Mamă, cam șmecher jocul. Mamă, cam șmecher. Și ce ar fi tare ăștia să adaugi și GTA Mamaia Vice Anniversary Edition. Nu știu în ce an s-a lansat GTA Mamaia Vice, să nu mai țin minte. Ar fi tare să aniverseze și GTA Mamaia Vice. Ok, să conduc mașina asta de poliție. A, pe asta pot să conduc ea. Oh. Mamă, ia uite. Ia uitați-l. Am polițist! Mamă, cum arată polițistul, wow! Ce faci, mă? Hai, v-am pozit, vă salvez eu! Hai că vă salvez eu! Vă știți, v-am salvat! Pentru un bun cetățean, cine? Pentru un bun cetățean! Mamă! Uite și McDonald's! Mamă, McDonald's! Vodafone! Dacă e super. Superbet, cabinet stomatologic, farmacia Elbet. Chiar am modificat totul. Mamă. Ți-ar vrea să mă duc pe aici, mă gândesc. Să curesc la fabrica asta. Dacă am modificat totul. Arta României, dar... Arată foarte bine mapa asta. Aici ce scrie? Elberg Ciment. Aici e ciment. Scuze dacă pot să intre aici. Chiar a făcut băieții treabă bună. Ciuco și Remus. Ar fi tare să modifice și GTA România, să aniverseze și GTA România 2. Ar fi tare ăla, Mamaia Vice. Ar fi tare să aniverseze jocul. Ah, mi se răstoarnă mașina! Aoleu, mașina! Dacă ia mașina asta... Ok, sper să nu se mai întâmplă nici filmarea. Holo, mi-ați dat comentarii. Ok, vreau să găsesc Tico-ul ăla. Care era acolo, Tico-ul ăla. Unde mă, Tico? Tico, Tico. Mamă, ți-mi minte că în GTA... Cred că s-a întrerupeat filmare. Ți-mi minte că Tico-ul ăsta, mi-aduc aminte de Tico-ul ăsta, că... În GTA România 1, primul joc, avea Tico-ul ăsta. Sunt curios cu Tico-ul. Oh, mamă, dar... Explodează repede, Tico! Asta iau taxiul. Mamă, dar ce taxiu! Da, te văd aici! Asta e un arab. Faci, mă, arabule!
E să fiu și cu ochii pe filmare. Nu știu de ce mi s-a întrerupt filmarea. Ori de la memorie, nu știu. Eram probleme cu memoria la joc. Mamă, chiar a făcut destul de fain. Mamă, ia uite, bă. Super grafic. Închiriat. Dar vreau să mă duc pe altă clădire. Dar nu pot să mă duc. Știu că când te duci acolo pe altă clădire, au aceeași, dar nu o să mă duc că... Știți voi povestea cu creșul. Nu o să mă duc. Din păcate. Dar vreau să mă duc acolo unde e mașina de pompieri. Oh, no. Red. Dar vreau să mă duc pe aici. Asta e Trabant. Ia uite mă, Trabant. Aici are și muzică românească. Dar vreau să mă duc la acolo, la Ammunition. Aha. Hai să-l omorâm pe ăsta. Aoleu, trebuie să-i debac asin! Ca să-l omoră. Și cum spuneam. Este o motocicletă asta. Dă-te bă de aici. Mamă, e scooter. Ăsta e scooter. Ia uite! Mamă! Ia uite mă, conduc scuterul. Dar vreau să mă duc să iau mașină. Oare pot să conduc mașina de pompieri? Ok, vreau să conduc puțin. Mamă, cum arată mașina de pompieri. Mamă. Ia uite, bă. Chiar e super tare grafică. Ia uite, bă. Îmi place și știi ce-mi place, știi ce-mi place mie? Că... A băgat skin-ul ăsta la GTA Universe, deci a băgat foarte tare skin-ul. Mamă. Ia uite mă, ce faceți mai aici? Și am uitat să vă arăt la joc. Dacă apăsăm pe V, are și first person, am uitat să vă arăt. Uitați, are și first person. Ia uite. Ia să-i țintesc eu pe ăștia. Ce fari, bă? Ilie! Ia, poliția! Urcanii! Ia uite, mă! Am unul din primă. Hei, bă! Aia că le dau eu... AAAAAA! Aspirine! Care mă, cotul? Aspirine... Da bă! Ia uite mă, ambulanță! Ia să-i fură ambulanța! Smurdu! Dar vreau să văd cum arată dubita asta de jandarmi. Ce altcine l-a modificat. Ia uite, bă. Ia mor, mă, mărlane. Ia să vezi ce elicopter a băgat. Mă, și mor aici, problema. Aoleu, nu! Au, prins! Ok. Ah, că e destul de fain.
Ia uite mă, să stați aici după el. Am activat modul explozibil. Mamă, din greșeală am activat modul explozibil. Ok, ia și-o shotgun-ul. Ia să-l împușcă pe ăsta, ce fac? Și eu vreau să mă duc așa pe first person. Ia uite mă. Dar vreau să iau mașina asta, mă gândesc. Mă arată locul ăsta. Ah, aici e închis. Am închis. De ce a spart peretele ăsta, mă gândesc? Da, mă, cu toate sunt închise. Ok, mă gândesc să o iau de aceasta. Oh, ia să... Aici dacă treci la polițist? Ia uite, faci așa... Ce? Ia uite polițistul. Mamă, dar... Cum arată polițist? Că e în viață reală polițistul. Mamă. Dacă îi vai la omul ăsta? Doamne. Dar vreau să iau mașina asta, mă gândesc. Eu iau, uite mă. Dacă e super tare să conduci. Oh, mamă. Pe first person. Vă imaginez dacă era. Hai bă, ieși bă din mașină. Ia să văd cât am filmat. Hai să mai lăsăm un pic. Hai că am filmat și noi cam mult. Mamă. Ia uite-l mă, domnul muncitor, ce faceți? Dă-te mă de aici. Mai voi cu... Ia uite mă. First person. Știți că am filmat și GTA la Craiova. Ia uite mă, ca stop-ul românesc. Da. Ok, frate, cam atât. Ok, frate, cam încheie și noi cu acest joc, cu filmarea. Ok, frate, cam atât cu acest joc. GTA România Antenne Universe Edition. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Și cam atât. Ok, frate, cam atât cu acest joc. GTA România Antenne Universe Edition. Am fost Murat. Și mulțumim pentru data viitoare. La revedere, pa, pa!